Rapid l-a prezentat suporterilor noile achiziții. Răzvan Ona, Iacob Voituș, Matis Kait și Matias Perez Acunia sunt jucătorii ajunși în Giulești în această iarnă. Le urez bun venit noilor noștri colegi și sper să facă o treabă cât mai frumoasă alături de clubul nostru. Întrebări? Ce vești mai aveți legate de meciul de la Craiova? Ce se întâmplă până la urmă? Se joacă, nu se joacă? Ce mai știți dumneavoastră? Care sunt la ora actuală ultimele noutăți? Avem antrenament după această conferință. E singura veste care pot să vă dau și mâine plecăm la Craiova. Dar aveți emoții că nu se va discuta? Păi, emoții de ce? Nu hotărăsc eu asta și noi ne urmăm programul cel l-avem stabilit de dinaintea plecării în cantonament. Dacă se amână meciul, ne vom întoarce. Ar fi un dezavantaj pentru Rapid să se amâne acest meci, ținând cont că se va încărca programul și mai tare? Nu știu, avantaj, dezavantaj, nu hotărăsc eu lucrul acesta. Noi ne-am pregătit pentru meciul de sâmbătă. Dacă cine se ocupă cu așa ceva va considera necesară amânarea, ne vom supune. Sunteți alături de 4 noi achiziții. Sunteți mulțumit în acest moment de cum arată lotul Rapidului? Da, sunt mulțumit pentru că în ceea ce am, în punctele ce le-am pierdut până acum, meciurile ce le-am pierdut sau ce le-am avut egal, dacă vă uitați, niciodată nu am pierdut cu echipa completă. Mereu am avut probleme, ori cu accidentări, ori cu suspendații. Da, sunt mulțumit și sper să-și facă treaba cât mai bine și în momentul ăsta cred că avem un lot atât numeric cât și valoric foarte echilibrat. Va fi greu să integrați, doar pe Răzvan ați avut în Turcia, restul a venit abia acum. E o situație ce am avut-o și la începutul campionatului, la asta vară, și sper să o repetăm la fel de bine. Pauza asta de iarnă, ce mutări au făcut celelalte echipe? Vi se pare că s-a întărit cineva mai mult? Sau v-au surprins că, de exemplu, FCSB-ul nu prea a mutat la capitolul? Fiecare a avut propria strategie și cred că poate n-au avut nevoie pentru a muta. Nu m-a surprins cu nimic pentru că a fost o pauză așa mai nici lungă, nici scurtă, mai ciudată, ca să spun. Am avut pe 20 decembrie s-a terminat campionatul, după aia majoritatea echipelor s-au reunit pe 4-5 și fiecare a avut propria strategie. Cum ați văzut dumneavoastră ultimele evenimente petrecute la echipa națională, referitorul Ignatiu Beloni, negocierea cu Edi Ordănescu? Cum le-ați văzut și dumneavoastră? La fel. Care ar fi mai potrivit? Nu sunt în comisia tehnică să-mi dau cu părerea. Cineva avea rezultate acelea, înseamnă că a fost potrivit.